Coșul de nuiele. Poate te gândești că e plictisitor și monoton să faci mereu și mereu același lucru. Aș dori să-ți prezint povestea unui tânăr care a crezut și el același lucru ca și tine. Într-una din zile, tânărul, văzând că bunicului citește din nou acea carte cu coperți negre pe care o iubea și o avea mereu în mână, cuprins de curiozitate, a cerut bunicului să-i spună cum de nu se plictisește, să citească mereu aceeași carte, de atâția ani. Îi spusese că el nu ar putea face acest lucru. Bunicul a chemat pe nepot lângă el și l-a întrebat dacă îl iubește. Nepotul a spus că îl iubește foarte mult și bunicul i-a cerut să ia coșul de nuiele de lângă sobă și să aducă apă din râu. Crezând că e un lucru simplu, nepotul a luat repede coșul, a alergat la râu și a umplut coșul cu apă. Tânărul observă că apa se scurgea și până să ajungă la bunic, în coș nu mai era apă. Trist, nepotul i-a spus bunicului, acest lucru nu este posibil, deoarece coșul de nuiele nu ține apa. Bunicul, în înțelepciunea sa, i-a cerut unului să facă lucrul acesta din nou. Nepotul a alergat din nou la râu și după ce a umplut cât a putut de tare coșul cu apă, s-a întors grăbit pentru a reuși măcar puțină apă să păstreze în coș. Dar s-a întâmplat același lucru. Apa s-a scurs toată. Nepotul era nedumerit. Vroia să renunțe, însă pentru că îl iubea pe bunic și acesta insista, a repetat același lucru de mai multe ori. Dezamăgit de situație, tânărul a explicat bunicului că tot efortul este în zadar și că oricât de mult l-ar iubi, nu poate să realizeze acest lucru pentru el. Cu blândețe, bunicul și-a chemat nepotul lângă el și a explicat de ce l-a pus să facă acest lucru de mai multe ori. Apa nu avea cum să rămână în coș, deoarece coșul de nuiele nu ține apă. Prin faptul că a fost umplut de mai multe ori cu apă, coșul de nuiele care cândva fusese negru de la cărbuni, acum era curat. Apa care îl umplea și se scurgea, curățase coșul. Bunicul explică nepotului că același lucru este valabil și cu acea carte cu coperți negre, care este cuvântul lui Dumnezeu. Asemenea, apei care a curățat coșul de murdărie, cuvântul lui Dumnezeu ne curățește inima de păcat. Poate nu reușim să memorăm versetele care ne plac sau nu reușim întotdeauna să le înțelegem, dar cu cât îl citim mai mult, îl strângem în inima noastră și el ne sfințește viața mai mult și mai mult, ne ajută să fim mai ascultători de Dumnezeu și să ne ferim de păcat. Continuă să citești cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. La un moment dat, îți va fi de ajutor cum nici nu te aștepți. Fii binecuvântat de Dumnezeu!